Bine v-am găsit, vărsători! Voi face etalarea runelor pentru 7 și 8 noiembrie, sâmbătă și duminică. Deci etalarea runelor de astăzi săptămâni. Să vedem. Avem puține rune. Totuși, Gifu este o rună prețioasă. Hagar, Kenaz, cam atât. Care sunt chiar cu fața în sus, deci așa le iau. Dar Hagar arată întârzieri. Bun, deci... fiind o rună pozitivă, acest Kenaz și Gifu, să discutăm în primul rând despre Hagal. Hagal care... el nu are poziție răsturnată, dar este o rună de întârziere. Este totuși un simbol al dezintegrării, al fărâmițării. Traducerea lui ar fi grindină. Am zice că în viața voastră sunt evenimente impersonale care iau o turnură negativă. Poate că vă gândiți să vă asumați un risc de un anume fel. Poate să indice că trebuie să plătiți sau să vă asumați un risc. Dar asumându-mă acest risc, s-ar putea să plătiți anumite lucruri. Hagal este un indiciu legat de viitorul vostru. Viitor care s-ar părea că este în mâinile unei persoane, o persoană, să zicem, oficială, o oficialitate care ia o decizie în cazul vostru. Acest lucru s-ar putea să-l aflați dintr-o scrisoare sau de la o terță persoană. Am zice că Hagal arată un moment care nu este potrivit pentru noi începuturi în viață. Va arata amânări, limitări. Acestea sunt necesare uneori pentru a vă da timp să gândiți, să analizați o situație, să aveți răgazul necesar pentru a medita, pentru a gândi. Deci, întârzieri, o întrerupere a unei activități, o întârziere, am zice că toate acestea pot fi un catalizator care să vă permite o schimbare totală a direcției vieții voastre. Dar... este o rună care vă dă întârzierile, dar și timpul de gândire, am zice. Și este bine să-l acceptați. Acestea două, nu știu acum dacă au fost înainte sau după. Acesta este Gifu. Putem zice că dacă veți avea această răbdare sau dacă vă asumați să vă asumați un risc după ce vă gândiți foarte bine sau veți primi un răspuns. Așa cum am spus, de la o persoană oficială. Aveți Gifu care arată daruri, este o rună benefică, o rună care arată daruri, o situație benefică pentru voi, declarații sentimentale, poate să fie chiar și o cerere în căsătorie,
și Gifu și Kenaz. Kenaz la fel este într-o poziție bună și arată o căldură, o flacără, o dragoste, o putere energetică, o forță. Poate să apară când arată o situație benefică, o atitudine pozitivă din partea unei persoane. Am zice, puteți să vă descurcați în fața oricărei probleme. Este un moment de răgaz, de respiro în fața unor necazuri. O perioadă bună de a vă tonifica, de a trece peste probleme, de a depăși niște evenimente nedorite. Este o perioadă bună să începeți ceva nou, o relație sentimentală, deci sentimente noi, căldură sentimentală, căldură sufletească. De obicei, această rună reprezintă bărbatul care oferă unei femei un dar pentru un bărbat. Poate să indice darul respectiv va fi acceptat sau nu. Deci poate să vă indice că darul respectiv va fi acceptat. Avem aici și o rună care reprezintă dar, Gifu. Deci eu vă doresc numai bine.